Inima asta, inima, inima asta e noce, că fără tine, inima, n-aș mai putea fi cu ea. Inima asta, inima, inima asta e noce, dar este greu în lipsa lui, dar la noapte vine la... Mi-ar fi plăcut, nu știu să încep neapărat mai devreme, cât să am încredere în mine de la o vârstă mai fragedă. Am simțit că am fost într-o groapă. De unde sunt eu așa dintr-o dată să vii la Conexia la Studio și să te ia și în serios? Te topește, nu știu, ai niște emoții fantastice. Vai, vai, domn polițai, probleme cu mine. Astăzi seara plec acasă, oricum ai vrea tu să o dai. Accept în primul rând, am învățat foarte greu. Să accept ce vine spre, iubirea care vine spre mine. Uh-huh. Nu eram așa de obișnuit cu ea. Nu cred că aș fi trecut neobservat prea mult. Eu nu știam ce înseamnă case de discuri, că poți să te duci tu la oameni să le prezinți ceva. Mama, n-am unde să fug, că mă vede țiganii. Mama, n-am unde să fug, că vrea ca să-mi ia banii. Da, ja, no, mamă, mamă, să janez, mamă, mamă. Sunt foarte obișnuit singur. Nu prea am avut nici oameni care să mă ajute pe plan profesional, nici pe plan așa al vieții. Eu îmi duc supărările singur, luptele mele singur. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stay, stay by me. So darling, darling, stay by me, oh, stay by me. Nu-mi place nici când taci, dar ce mai mult știi că-mi place când te apropii și te dezbraci. Aș scrie o carte despre tine și dragostea pe care o faci, dar mi-ar lua prea multe zile și nu aș mai avea timp să spun că te iubesc de mor. Dacă nu te iubesc, mor. În orice minut îmi e dor și orice secundă mă duce cu gândul la dormitor. Și acolo se întâmplă prea multe lucruri ca să nu fiu doritor. Ce păcat că suntem moritori, ce păcat că suntem moritori. Inima asta, inima, inima asta e noce, că fără tine, inima, n-aș mai putea fi cu ea. Inima asta, inima, inima asta e noce, dar este greu în lipsa lui, dar la noapte vine, da. Inima asta, inima, inima asta e noce, plecă fără tine, inima, n-aș mai putea fi cu ea. Inima asta, inima, inima asta e noce, dar este greu în lipsa ei, dar la noapte vine inima. Doar pe tine te vrea, nu mai lasă să facă ce vrea ea. Mă luminez, mai rog ca o stea și mă gândesc că-i destul de mult. În noapte eu te sun, hai de inimă, fă-te scrum. Hai de inimă, fă-te scrum. Stop, pauză, cât este ceasul. Vreau să dansăm legea, să mărim pasul. Pielea ta pe pielea mea, genuntatul. Deja ai uitat, deja ai uitat, nu, nu chide vă magie și teatru. Îmi plac prea mult atunci când este ceasul. Deci când este ceasul. Inima asta, inima, inima asta, nu pleca fără timp. Inima, n-aș mai putea fi cu ea. Inima asta, inima, inima asta, nu ce da. O să dai aur, petale, diamante, mami, tot ce vrei eu. Rock left, right, when you wanna come inside for the night, just let me come for the hype. Break the top like, oh Lord, I see you ballin' in here and I don't wanna come near you, no. Baby, the way that you moving lately got me looking like you motherfucking crazy. Would you do this shit to me, baby? Would you do this shit to me? Would you watch all the pain in my chip bubble up as I'm speaking to you? What you want me to do? Want me to say, I done told you, little baby, already that this shit is bigger than you. And you must die, you know. Stai, nu pleca fără tine, inima, n-aș mai putea fi cu ea. Inima asta, inima, inima asta e noce, dar este greu în lipsa ei, dar la noapte vine ea. Inima asta, inima, inima asta e nu pleca fără tine, inima, n-aș mai putea fi cu ea. Inima asta, inima, inima asta e noce, dar este greu în lipsa ei, dar la noapte vine ea. Thank you.
plăcut, e frumos, a fost drăguț. Haide că nu, haide că nu e așa rău. Ei, am vrut să dau flow, dar m-am găsit și eu lângă cine să dau cu flow. Lângă Joli Romană, Doamne Dumnezeu. Și pe mine mă încurcă. Ah, gata, avem gata, mă, le aruncăm. Și pe mine mă încurcă, îți dai seama că e flow-ul lui Mario, care e spre pop, flow-ul lui Renato, care e iarăși foarte diferit spre trap. Și al tău care e practic care în altă țară. Rap, da. Nu, nu, altă lume. Tehnic doar vorbim, nu vreau să... Păi nu, dar așa e. Adică, bă, te-ai plictisit că toată lumea spune că, practic, tu te-ai născut în alte părți. Și ai venit și pe aici, cumva, nu știu. Nu, de m-am acolo, născut e... aici și eu, ci tot aici m-am născut. Dar brepul tău e de acolo. Și probabil așa... Îmi place, îmi place mult. Să... S-ar fi prins mult. Mai mulți până când te auzi Relu, dar acolo, practic, s-a făcut diferența, nu? Normal, 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 normal. E... Că e conector până la urmă, ce se face? Dar îmi place mult, nu că îmi place mult, sunt obsedat, sunt bolnav mental, de moarte îmi place. Foarte bine, păi așa trebuie să fii, că altfel dacă ești normal, adică poți să fii în lumea asta artiștilor, ceea ce urăsc cel mai mult, deși uneori mă complac, nu de cele mai multe ori, mediocritatea. Uneori parcă e mai bine să fii un artist așa nebun, cum zici tu, bolnav mental, să arzi. Mi se pare că e o necesitate. E rockstar. Ești un rockstar? Nu neapărat un rockstar, mi se pare că e o necesitate să fii puțin paliu. Ca să iasă bine cu... ceva diferit. Că mai sunt care sunt prea palii o secundă și... Așa? Nu mai poți să porți o conversație coerentă cu ei neapărat. Ok. Ai întâlnit de pe la noi? Nu aș vrea să spun că da, dar am și eu YouTube ca toată lumea. Da. Cine ar fi de afară? Cum ai zis, paliu? Da, puțin pierdut, așa, puțin paliu, na. Cine crezi tu? Paliu e, nu... Știți am paliu? Nu, nu mai zic. Bolnav, nebun. Da? Da. Paliu. Ok, gata, am un cuvânt nou, un vocabular. Am început emisiunea cu dreptul. Dar tu când dai cu flow-ul ăla, cu, pe engleză, așa, pac, 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 ce zici tu acolo? Te vezi... da, nu știu, că zici, ești de acolo. Te vezi în America în momentul ăla? Ești într-un nu, film al tău? Nu, acolo unde sunt eu, în spațiul ăla unde sunt. Că aha, sunt, deci nu te duci eu, cu pe tot. Pe stradă, la concert, nu contează. Dar acum, da, să zicem că nu... Eu nu tânjesc la ei, adică n-aș vrea să-i copiez pe ei. Aha. Nu e o chestie de... să-i copiez, pentru că nu îi fur neapărat de la ei. De nu fur. Da, ei, cânt în engleză, na. Da, și... cânti bine și cu un flow... Cu aia am crescut. Mă de acolo, da. Am înțeles că engleza ta s-a născut din jocuri, nu și din filme și da. Te-ai trezit peste noapte că poți să faci chestia asta. Târziu, târziu, târziu. La, cred că pe la 17 ani am dat... O, târziu. Pe primul meu beat. Pensia. Păi ai nu, dar... mai devreme? Puțin, mi-ar fi plăcut, da. Ce crezi că ar fi fost? Mi-ar fi plăcut nu să încep neapărat mai devreme, cât să am încredere în mine de la o vârstă mai fragedă. Ah. Adică eu nici nu aș fi luat în considerare la 17-18 ani nimic din toate astea. Adică tu nu te auzeai și nu-ți plăcea? Nu, că nu-mi plăcea. Da, da, mă, bine, îmi place mie, știi? Aha. Îmi place mie că sunt eu bolnav și că oricum îmi place mie. Și dacă nu e fantastic, tot îmi place mie. Și apoi a plăcut fete, și apoi a plăcut prietenilor și familie, dar tot n-a fost suficient. Ba da, după aia la un moment dat, da, după aia la un moment dat a fost suficient. Dar oricum, nu știu dacă... Nu știu dacă era ceva, nu știu dacă era o necesitate să-i placă cuiva, adică dacă trebuia să-i placă cuiva. Problema era că n-aveam eu încredere în mine, nu credeam în că aș putea să trăiesc în treaba asta sau că aș putea să plec la drum, da, mă, cânt în engleză. Pe meleagurile mele plec eu la drum și cânt în engleză. Niciodată n-am luat neapărat în considerare asta, fiind ceva serios. Dar făcându-mă mai mare, m-am îmbunătățit, am tot progresat. Dar... E adevărat că pe termen lung e posibil să nu funcționeze chestia asta în engleză. Adică a fost o chestie wow când a apărut. Okay. Oricum ai scos și piese în limba română. E ok. Și e ok la modul că oricum poți să scrii în română, ai flow mișto și în română și tu poți să cânti și să faci cu vocea foarte multe chestii. Adică zici e ok pentru că ești pregătit pentru multe variante. Da. Dar ți-ar plăcea să încerci afară? Obligat, nu știu cum să spun. Nu pot, indiferent ce aș primi sau ce mi se dă, nu pot. Eu trebuie să-mi fac eu ale mele. Cum nu mă interesează pe mine ce să cântă, ce cutare trebuie să-mi fac ale mele și mai departe la fel o să funcționez. Ca și așa sunt eu ca persoană, nu mă interesează ce se întâmplă în lume, în jurul meu, eu trebuie să-mi fac pe ale mele, indiferent de care e, nu știu, răsplata sau
atracția către spațiul ăsta respectiv. Eu trebuie să fac pale mele, pentru că dacă nu fac pale mele, îi iau raza cu capul, real. Nu măsor sub nicio formă viața și nimic din ce se întâmplă din punct de vedere artistic cu mine, din mamă, câte concerte am sau și așa mai departe. Măsor din ce fel de muzică fac, cât de mult mi-a evoluat muzica. Dacă e la standardele mele muzica aia pe care o fac sau nu. Asta e mult mai important. Dar să-ți iasă, poate să-ți înțelegi să trăiești din asta, nu? Gen 20 de ani de acum înainte. Pentru mine, când am eu discuții cu mine, nu e atât de important să-mi iasă, cât e important să le fac. Nu contează, de exemplu, că e 10.000 de views sau că e 1.000.000, nu mai contează. Odată ce am făcut treaba aia și l-am lăsat în lume, cum am vrut eu, de acolo eu sunt... Aia e bucuria mea. De exemplu, când am scos Naja Now, bucuria mea nu a fost atât de mare că a avut impactul care l-a avut, cât că am avut un om pe Nenicu care mi-a acceptat nebunia mea, bolile mele, și că am făcut treaba asta, care exista înăuntru meu, care vrea să iasă din înăuntru meu, practic, și că am făcut treaba asta, atât. Nenicu e conectă. Așa zici? Și de acolo mai departe e al universului. Adică odată ce mi-am făcut datoria față de mine, în primul rând, și am fost corect, bă, asta se întâmplă înăuntru meu, mie asta îmi place, asta vreau să fac, mai departe al oamenilor, al universului, nu știu cum să zic. Dar cum s-a întâmplat să mă întâlniți? Te-a găsit și ți-a scris, nu? Da. Ce ți-a scris? Hai pe la studio, mi-a scris. M-a întrebat dacă e scrisă, dacă e freestyle, ce... I-am zis, nu, am foarte degajat, că era ceva prin casă, care se întâmpla prin casă, chiar nu era o chestie, eu n-aveam nicio... am un lapsus, iartă-mă. N-aveam nicio presiune pe mine să, mamă, să dau eu până casă, șmecher. Deci tu te-ai dus la studio cu emoție? Hai să vedem. Da, cum să nu, vai de cap. Am intrat pe ușii, deja gata, mi-a picat. Aici am căsut în mine, am simțit că am căsut într-o groapă și că o să mai cad un pic în ea. N-ai cum. De unde sunt eu așa, dintr-o dată, să vii la Conector la studio și să te ia și în serios. Adică nu e o glumă, nu e... Vine televiziunea și zice, ha-ha, Ionică. E... te topește, nu știu, ai niște emoții fantastice. Și ți-a lăsat timp ca să livrezi? Că bănuiesc că... Nu, a trebuit să dai, să demonstrezi, nu? Și crezi că putea fi un fail dacă erai copleșit de emoții și nu dădeai? Nu, sunt ok cu emoțiile. Da? Mai ales dacă trebuie să scot ceva atunci de mine și sunt foarte emoționat, la mine e mai mult productiv. A, deci pe adrenalină, nu te... Da, mă agită, mamă, ce mă agită. Am văzut că te-am urmărit așa în ultima vreme și mi se pare că ai moduri diferite, adică prima dată am crezut că ești știi că lumea poate să te proiecteze pe tine după ce ai un mare succes să creadă, a, e un pic arogant sau poate deja e, fiind mai reținut, dar mie mi s-a părut că ești timid, după care te-am văzut și super expansiv și făcând personaje și fiind super pe umor și Caterinca mare de tot, adică ții, dar mi se pare că te-am regăsit în situații diferite. Te cauți pe tine sau te mulezi încă, nu știi cum să reacționezi în diferite situații? E foarte important pentru mine să fac treaba, okay. Indiferent în ce context. Hai, vine la treabă, trebuie să faci treaba. Nu că așa, nu că așa. Asta profesionalism e o lecție pe care ai învățat-o de la Relo sau știi tu că nu, așa asta trebuie? E ceva care am eu dintotdeauna. Nu contează. Că ești nervos, că te-ai certat cu părinții tăi astăzi sau cu iubita sau cu oricine, nu știu, orice situație care ai, când te vin la treabă, din punctul meu de vedere, trebuie să-ți faci treaba. Chit că trebuie să fii expansiv, cu toate că simți, eu sunt, poate acum nu chiar atât de rău, dar cel puțin la început foarte așa, închis în mine, nu știu să mă desfășor, nu știu să accept în primul rând, am învățat foarte greu, să accept ce vine spre, iubirea care vine spre mine, nu eram așa de obișnuit cu ea. Dar trebuie să-ți faci treaba, cu emoții, cu presiune, cu agitație în corp, trebuie să-ți faci treaba. Cum adică? Ai venit la muncă până la urmă. Da. Nu sunt în părculez la mine și mă joc șarade cu prietenii mei. Suntem la treabă. Hai să cântăm atunci dacă e de treabă. Vai, vai, domn polița, ai probleme cu mine. Astăzi ar pleca acasă, oricum mai vrea tu s-o dai. Vai, domn polița, ai probleme cu mine, ai. Astăzi seara plec acasă, oricum ai vrea tu s-o. Uncle four for my people, so one day we be equal. And I keep fighting for my people, today seek the sequel. But I got
got that ram one, never need round two. Look, I need much more. My people need food. No, hold for me like I got for a player. Hold for me, so this shawty say a prayer. Hey, Mr. Office, I'm finna get out. Yeah, Mr. Office, don't show me no doubt. Look, fight on poli-tai. Probleme cu mine n-ai. Astăzi seara plec acasă, oricum ai vrea tu s-o dai. Vai, domn polițai, probleme cu mine n-ai. Astăzi seara plec acasă, oricum ai vrea. Hai să-ți explic de ce ești hostigă. Genetic, super păciorel, țigă. 1855, metodele noastre mi se strigă. Suntem paițigă, domnul polițist, o ars cam secu. Spune-mi unde să scriu cecul. Ei, tu m-a prins, eu cal chiar becul necurat. Tu mă pune să-i curăț iar parchetul. Vai, domn polițai, probleme cu mine n-ai. Astăzi seara plec acasă, oricum ai vrea tu s-o dai. Vai, domn polițai, probleme cu mine n-ai. Astăzi seara plec acasă, oricum ai vrea tu s-o dai. Ce frumos e așa, Jazzy, ce plăcută e adevărat. Jazzy, e foarte fain când se îmbină așa, Jazzy, swag-ul da, ăsta așa urban cu armonii din astea niciodată. De balsam pe suflet, cum vin de acolo de la Vlad. Nu mi-aș imagina să aud. Să rămână de suflet, să rămână. Nu mi-aș imagina niciodată să aud așa piesa Jazzy. Dar ai mai cântat acustic, nu? Da. Așa, radio, chestii. Un pic, nu prea am avut parte de instrumente. Dar te crezi că ți-ar plăcea așa ca inspirație? Da, moarte, adică. No, păi atunci te mai să merg la treabă cu instrumentii, să am un repetiție. Da, dar chiar așa. În ce formulă cânti acum la concerte? Eu? Singur? Păi, ai zis că e greu să cânti aici de jos și adevărat, e un pic de presiune pentru diafragmă. Dar ai cântat și în condiții mai grele, nu știu, că știu că tu cântai chiar înainte, când munceai, în tot felul de locuri. Acolo așa de fan, fredonându-i acest. Da, că fredonezi, te prostești, te râzgâi. Dar cea mai tare cântare de-a ta de până acum, care a fost? În afară de festivaluri? Nu știu, undeva, unde de festivaluri, festivaluri, nu știu care e forma corectă. Antol și Nevărsie, am avut vara trecută, Antol și Nevărsie. Da. Detașat, da, nu se da, există da. Comparație. E, puterea maselor. La Nevărsie a fost explozie, a fost ceva extraordinar, dar la Antol am simțit că leșin, am simțit că mi se dai prioare ca jos, închid ochii, gata. Și anul ăsta urmează? Avem și anul ăsta, da, trebuie. Uh-huh. Păi și trebuie să, pentru o apariție de genul ăsta, trebuie o gașcă, nu? Sau îți place să fii acolo front, în lumina reflectorului și toată lumea? Nu, dar n-aș avea cum să am eu festivalul meu, să am eu momentul meu. Nu, mă refer la momentul tău să fii cu... Păi eu practic eu merg cu Nenicu Connector la festival. Am momentul meu și am avut cu band. Nenicu vine cu bandul la festival, normal. Și am avut și la Nevărsie și la Antol cu band. Din momentul în care ai intrat pe ușa studioului la Relu și până momentul în care n-au practic... Din momentul lansării, cred că într-o săptămână se auzea peste tot, cât a durat? De când am... Păi a durat puțin mai mult, pentru că el, după ce am ajuns la studio, el a doua zi sau a treia zi trebuia să plece la AS Express. Ah, da. S-a dus la AS Express și am așteptat să vină el. Ne-a lăsat acolo cu cineva să lucrăm, dar am zis, bă, eu oricum sunt eu puțin așa... Era în început, nu? Eu nu știu, cu recording-ul, nu cunosc nimic, nu sunt foarte... departe de ce se întâmplă, nu știu. Și am așteptat să vină și când a venit el, ne-a pus de cel la studio, a dat drumul la instrumental, am făcut piesa, am filmat-o, i-am dat drumul. Aia a fost, nu știu, foarte puțin. Deci s-a stat câteva luni, dar după aia... Da. Direct. Și în momentul ăsta în care l-așteptai, ce proiecție îți făceai? Adică simțeai că ești acolo, că ești aproape, că urmează să se întâmple sau încercai să nu nimic, ai... Nimic pentru așteptări că... prea mari. Eu mai lucram oricum și înainte și în perioada aia cât a fost conectă, mai lucram eu singur pe acasă, mai făceam, dar ceva, aveam niște căști de
telefon care conectam la calculator și microfon de ăla de stream, de gaming. Și mai lucram cu alea, mai mă răzgâiam, mai învățam câte ceva. Mai aveam un prieten care mai știa, un băiat care mai știa cu calculatorul puțin, cu ingineria de sunet. Mai lucram cu ăla, nu pusesem nimic, n-aveam nicio pretenție. Real, n-aveam nicio pretenție. A, vine nenii cu conector și mamă. N-aveam nimic, pentru că nu exista, noi nu făcusem nicio piesă practic. Adică să zici că lucrasem, aveam ceva, un schelet la o piesă. Nu, dar să știi că ai validarea lui și că... Păi da, da. Ești mai acolo, aproape păi da, da, de sunt, miez. Da, dar sunt poate mulți care au validarea lui sau al altora. Cu ce mă ajută? Pe mine, oricum, validarea pentru mine nu are nicio valoare. Ce bun ești. N-are nicio valoare. Dacă nu facem nimic cu ce avem la masă, cu resursele pe care le avem, poți să mă iei în brațe, să mă învârți, mă iubești cu toată inima ta. Dacă nu ne folosim de resursele pe care le avem, ce valoare? Nimic. Și dacă nu... Și da, ar fi fost întâlnirea cu el, ce alt plan avea? Care era ritmul tău? Ce urma să faci? Eu în continuare lucram, învățam. Adică muzică? Da, și dacă se întâmpla... Învățai producție. Și dacă se întâmpla cu toate, că nu cred că aș fi trecut neobservat prea mult. E puțin, dar n-am trebuie. Nu cred că aș fi trecut neobservat prea mult, pentru că eram pregătit. Eu nu știam ce înseamnă case de discuri, că poți să te duci tu la oameni să le prezinți ceva. Nu știam că există posibilitatea asta. Nu știam că există un loc efectiv unde au casele de discuri. Nimic, eram... Era ceva abstract, așa. În esență aș fi lucrat singur, aș fi învățat, că deja mă apropiam puțin. Și aș fi plecat independent, adică mi-aș făcut conturile de care am nevoie. A, cu online, atât. DistroKid-ul, da. Dacă aveam noroc să intru cumva, să ajung și pe la radio, bine, dacă nu, nu. Nu, adevărat că tot te chema cineva la un moment dat, dacă nu era el, că într-adevăr n-ai cum să treci nerecunoscut. În lumea mea, unde eram eu, eram pregătit să plec independent. Aha. Că nu era vorba de bani. Era chestia că eu am fost și plecat afară mult. Ok. Dar ce-am avut mai multe meserii, am muncit ceva, dar adică nu... Că nu era chestie de bani pentru că aveai pus deoparte cumva. Și am cum să mă descurc. Aveai o rezervă. Nu neapărat, dar... Rezervă, dar nu duceam lipsă de ceva și am cum să mă descurc. Dar nu puteam. Trebuia să fac cumva, ori singur, ori cu ajutor, ori fără ajutor, nu contează. Eu aș fi mers independent. M-aș fi dus eu, aș fi filmat eu eventual, cumva, sau îmi puneam... Dă la pe YouTube cu un gif, ceva, liric, video, făceam eu cumva. Deci asta era clar, că pentru că ai zis că adică aș fi mers înainte, nebunie, indiferent dacă... Asta trebuia să consume. De eu mergeam cu treaba asta, indiferent dacă era de succes sau nu. Și al doilea lucru pe lume care îți place să-l faci în afară de cântat? Care ar fi? Să bat. Deci tot legat. Să bat că e tot acolo cumva. Aha. Dar dacă separăm, nu știu. Nu, mă gândeam când eram mic, poate visai la ceva anume, pentru că ai zis că muzica a venit târziu pentru tine și, adică îți plăcea, dar nu te gândeai că o să vină din tine. Nu, cântam de când eram mic, întotdeauna. Așa. Doar că primul instrumental pe care am cântat vreodată a fost atunci, la 16-17 ani, când se ne aveam. Aha. Nu înțelegeam conceptul dacă dea pe un, după un beat, de spațiile, de beat-ului, cea mai departe. Atunci m-a topit. Am zis, mamă, trebuie să învăț. A, deci partea asta de producție, de da, nou, exact, de ce exact. Fresh, de super tare. Dar sta pe beat, efectiv, da, aia, partea da, aia. Da. Atunci am găsit-o târziu, la 17 ani. Dar când erai mic, ce ascultai? Aia. Târziu am dat alte genuri muzicale, pe la 12-13 ani. Știam, pe al meu, pe ai mei. Salam, pe Dorel. Te-ai întâlnit cu Salam? O singură dată în trecere, decât așa, un noroc m-ar veni, am dat. Și ai fost așa un pic starstruck, că știu că tu ai fost Normal. Nu, fan, îl iubesc. Da. Și acum. Adică pentru tine muzica a început cumva cu... Adică aia ți-a rezonat, da. Și chestia asta rămâne, ce primele sunete care... Îl iubesc și acum și probabil să-l iubesc și... Oriunde aș ajunge în viață. O piesă cu el? Ai vrea? Nu știu. Adică mixul ăsta între urban și... Nu știu că eu sunt foarte și nu prea vreau să deranjez. Sunt eu... Dacă îmi vine de undeva, da, e ok, accept, dar eu nu știu dacă aș face vreodată să deranjez eu, să dau eu un telefon sau să scriu ceva. A, deci cumva ar trebui și să vină în întâmpinarea ta. Și piesa cu Mario, la fel, îmi imaginam eu să-l deranjez eu pe Mario Fred și pe eu oameni. Deranj. Te deranjez eu pe oameni, pe ce aveam și eu de... A, și s-au gândit să te deranjez ei pe tine. Da, și a venit la noi, cum ar veni piesa la studio și atunci, da. Adică... Tu ești ambițios în ceea ce te privește pe tine, tu pentru tine faci, dar
Dar de ce, dacă îți pui ceva în cap, adică nu ești în stare să răstori planuri cu oamenii. Pământul, cum s-ar spune, ca să obții ceva, adică un vrei fit cu cutare, te-ai dus până în pânzele albe. Nu. Nu, că nu vreau neapărat să-i deranjez pe oameni. Ți-e frică de dezamăgire, să fii refuzat? Nu, îmi ferească, Dumnezeu, nu, că e oricum, dacă eu sunt pregătit să plec la drum singur, de ce să fiu dezamăgit de refuz? Eu sunt foarte obișnuit singur. Văd, eu nu prea am avut nici oameni care să mă ajute pe plan profesional, nici pe plan așa al vieții, cu chestii, cu nimic. Eu îmi duc supărările singur, luptele mele singur, în car singur. Dacă eu sunt 8 pungi, ori fac două drumuri, ori le car cumva să le duc pe toate. Ăsta sunt eu ca persoană. Nu. Așa e un glas în tine, așa de al datoriei, că aia trebuie să faci. Așa m-am obișnuit întotdeauna, nu știu. Așa că nu mai poți? Ce să nu mai poți? Te bagi la somn și te trezești mâine și atât? Poți mâine. Ce să și faci? Nu simți nevoia să te descarci, să pui mâna pe telefon, să-i spui cuiva ceva. Alo, am ce să vorbesc. Nu știu. Nici ce măcar cu... De cele mai multe ori, în anumite situații, da poză. De cele mai multe ori, sincer vorbind. Cui să-i spun? Ce să-i spun? Că nu știu. Vrei o vorbă bună. Chit că n-ajut să rezolvezi. În același timp, sunt și foarte rațional. Eu vreau să rezolve treaba, eu nu vreau să mă descarc, eu nu vreau să mă iei în brațe, să-mi spui hai că e bine, eu vreau o soluție. A, deci ești pragmatic pe de altă. Da, sunt foarte pragmatic, eu nu sunt emoțional ca persoană. Și dacă vii la mine, niciodată să nu te aștepți ca om, asta e față de prietenii mei. Dacă vii la mine, nu prea poți să te aștepți să nu-ți dau o soluție, ca și cum dacă îmi vii cu o problemă, eu trebuie să găsesc o soluție, ăla e primul meu instinct. Îți dai seama că pe aici au venit foarte mulți. Sunt foarte oameni așa. Și am devenit așa probabil foarte curioasă și pe tine simt că nu știu de unde să te iau. Așa, în că pendulez între... Cea mai mare esența cea mai majoritară înăuntru meu este hai să facem. Ce facem? Hai cântăm. Să facem. Gata, hai!
era un pic mai bine, dar ok. Da, și ne-a lăsat așa pe film, la jumatea valului. Dar ok, mulțumim frumos. Să rămână. A fost bine, nu? Îi dăm așa, să puteți și mai bine, accept. Accept, băi, da, câte mizerie, apoi cum e pe internet și mai mă interesează. Hei! La, pa, 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 pa. Când zici să puteai și mai bine te gândești la o notă anume sau la... La referent, la referent. La momentul ăla când închizi ochii și te duci pe vibe așa și... Nu, mai nu mă refer la referent, la când am... Stand by me, stand by me, a fost așa. S-a auzit, șobolan. Șobolan. Așa e, că uite, n-am mai cântat împreună. Când scot o trupă nouă, într-un context nou, într-o zi nouă, în care încerc să-mi dau seama dacă te simți în largul tău aici sau până la finalul... Sau și aici tu. Sau, nu, sau e foarte mie greu să-ți intru sub piele. Dar, dacă schimbăm subiectul, dar tot virăm pe o parte și mai personală. Aici, ca prieten, ai lămurit. Ca iubit... Cum te descrii, cum te desfășori, cum te descurci? Iarăși foarte ok. Nu, foarte ok. Așa. Mie nu-mi place ca lucrurile să meargă prost. Doamne ajută, în să nu general, meargă prost, adică în nici general, nu, nici nu îmi adică, place, dar uneori... Tot ce-mi stă mie în putere ca lucrurile să nu meargă prost, așa. Eu vreau să fac. Așa. Tot ce stă mie în putere ca lucrurile să nu meargă prost, să fac. Nu vreau să fiu niciun fel de om, nu, eu nu beau, nu astea, nu nimica, nu mi-arde să... Mă duc pe afară, anturaje, stai, gagici. Ce vorbeam de gagici. Așa. Da, pe asta zic. Deci nu. Chiar și în relația respectivă care o am cu iubita mea, vreau să fac... Ești într-o relație. Eu vreau un om așa. Care să înțeleagă, dar e bine că am. Doamne, ajutam. A, bun, asta. A durat mult rău de tot, o viață întreagă a durat, bun. Dar am. În focul meu din inima mea, așa. Este ca lucrurile să nu meargă prost, să fac tot ce sunt în putere. Nu vreau șbierături, certuri, mamă, ce se întâmplă. Cu tare. Mie nu-mi place dramă. Nu suport, nu halesc. Da. Eu mai văd în jurul meu. Da, da, da. Unii chiar să hrănesc din dramă, da, chiar da, pentru da, da. Partea artistică. Mie nu-mi place. Din, eu am treabă. Dacă e lapte și miere, nu merge creația, nu ies piesele. Nu, exclus. Te complace așa într-o zeamă. Nu lapte și miere, că nu vreau să fie o... un desen de ăsta animat în care zboară păsărele în jurul meu. Așa. Dar nu... Dar vreau chestia asta. Dacă e ceva care se întâmplă cu noi, așa. Rezolvăm. Dar rezolvăm. Nu vreau să fiu într-un spațiu în care eu trebuie să mă lupt cu tine, cum ar veni. Eu trebuie să mă apăr, că tu zici tu, a, că ai fost cu tare. Și eu trebuie să mă apăr pentru ce? Pentru faptul că n-am făcut nimic. Că am pățit mult timp, toată așa, viața. Așa, gelozie, că toată nu viața, mai da. Azi, acum, na. Mine pane, place. Chestii, da, situații. Trebuie să mă apăr pentru ce? Păi și acum nu te apă, ea nu e geloasă, eu așa înțeleg, nu e geloasă. Cred că ar fi, dacă ar fi situația, să fie pus în situația aia, dar Ana. Ea sunt în jurul meu și trecând ceva timp, am înțeles că eu sunt bolnav mental și că am treabă, gen. Super, s-a liniștit, ești bolnav mental. Nu, dacă am treabă, că nu-mi arde, de multe ori nu-mi arde nici de ea. Am treabă, lasă-mă, am treabă. Asta e cea mai important, dacă te înțelege și... Nu, e, dar așa nu trebuie e, să alegi, când trebuie de... să alegi între timpul petrecut unde te trage ața. Evident că te trage și la ea, dar la muncă, la asta, piese, la muzică. Eu am nevoie capul meu să fie cât mai liber din exterior, că eu cu el, eu cu mine și cu capul meu suntem ceva rău. Și dacă mai vine și din exterior, nu mai fac nimic. Adevărat, nu mai fac nimic. Că de asta n-am putut niciodată. Înainte de iubita mea care am acum, cea mai lungă relație am avut-o de 2 luni jumate. Cea mai lungă. Și eu care vreau să te întreb dacă ai plâns vreodată din cauza unei femei, dar după 2 luni jumate, de ce să plângi? N-a fost cazul, nu? Au plâns ele? Nu știu. Nu știi? Păi de unde să știu? Adică nu crezi în prietenie după iubire, nu? Nu, există așa. S-a terminat, s-a tras linie, s-a închis ușa. Yes, ma'am. Uei! Nu există. Nu, dar mi se pare că... Noi ca oameni e ok când ești copil până pe la 19-20 de ani. Ok, da. După aia mi se pare că noi ca oameni și o oră, dacă o dăm pe niște mizerii de-astea cu unde ai fost și cu tare, și le cunoști, cred, sute, lasă, nu trebuie să-ți explic eu. Și o oră, dacă o dăm pe zi, mi se pare că deja am greșit. Deja sunt pe un drum greșit ca om. Ora e și dacă o stau degeaba, e mai bună. Și dacă mă uit la tavan și mă gândesc ce fac bine, e mai bună. Decât să da, mi se pare că e o anulare a productivității
doar ca să ce? Ca să spui tu că trăiești tu o ceva, un film. Eu mereu am luat asta cumva într-o oarecare măsură în derâdere. Și o să-l iau în continuare, că mi se pare derâdere. Mai ales ca bărbat. Ca femeie, ok, accept. Bă, da, ca femeie, eu, cum să zic, oricum că femeile simt altfel dragostea și emoții și așa mai departe. Dar om cu om simte diferit, da, păi, da, exact. Părții chiar așa. Dar mi se pare că ca bărbat după vârstă, dacă... După o vârstă, da. Acum ești... După vârstă, bine, după 22 de ani, așa? 23 de ani. Dacă tu vii mie să-mi spui, mamă, ce problemă ai tu cu așa și nu faci nimic, adică dacă în timp ce facem treabă vorbim, da, e ok. Dar dacă tu n-ai fost la muncă, că ai stat să te ceri cu nevastă ta, nu mai vorbim, nu mai suntem prieteni. Real. Dacă ești așa de încrâncenat pe muncă și pe a nu pierde timpul, atunci când ai nevoie, să mă rog, ești obosit și simți voia de relaxare, te simți vinovat pentru timpul ăla? Nu neapărat, nu. Nu neapărat. Nu e o chestie de, mamă, n-am fost productiv, n-am făcut bani azi. Mm-hmm. E o chestie de, nu vreau să fiu într-un spațiu urât cu timpul ăla. Mm-hmm. Adică dacă în timpul ăsta am stat și m-am plimbat și am ascultat o muzică și am stat poate cu frații mei sau cu prietenii mei, mi-am făcut ceva să mâncăm, am mai râs, am mai glumit, hai, e ok, nu e, nu mă simt prost, nu e o zi pierdută aia. Mm-hmm. O zi pierdută e când nu, ne-am certat la 12 ziua și până seara la 9 n-am mai vorbit. Și am stat așa, aia e mizerabil. Dar vorbești foarte fătima despre chestia ta, s-a întâmplat de rău. Nu s-a întâmplat de rău, la un moment dat. Te-ai rămas așa în jurul meu a fost foarte proeminent chestia asta. Adică ai văzut în alte cazuri că meu, despre asta e în relații, de certuri. Mic. De copil mic, în jurul meu a fost foarte proeminent spațiul ăsta urât. Uh-huh. Vibrația asta joasă, așa. Uh-huh. Și eu cumva nu-mi doresc. Îmi doresc să evit pe cât posibil, cât îmi stă în putere să evit chestiile astea, să intru în discuțiile astea, pe cât posibil eu vreau să le evit. Adică certuri în principiu și... Da, adică chiar dacă, nu știu, un om are ceva... cu altfel de... Da, exact. Dacă vine un om zbierând pe mine, nu răspund instantaneu aici cu el. Caut o secundă să vedem, bă, e ceva ce pot să rezolv sau... Uh-huh. Bă, cât posibil. Mai am și eu spumele mele pe mine, că sunt băiatul lui mama, dar... dar încerc pe cât posibil să nu. Uh-huh. Ce... Ai în plan pentru următoarea perioadă? Un an, doi? Păi, acum am pe perioada asta. Adică obișnuiești, ai, adică cu... Da, îmi doresc... Relu, faci strategia de lansări, de... Avem și n-avem. Avem și n-avem. Mai mergem și freestyle. Dar merge la noi freestyle. Merge la noi freestyle pentru că de multe ori n-avem nevoie să vorbim anumite chestii. Adică poate să întâmple și s-a întâmplat să nu ne auzim nici măcar la telefon 3 săptămâni și după aia să ne vedem și într-o oră să rezolvăm tot rapid. Secundă, că el se gândește la treaba aia în spațiul lui, eu mă gândesc la treaba aia în spațiul meu. Ne înțelegem noi foarte bine, ne sincronizăm rapid, da. Chimie. La ne sincronizăm treaba. Foarte rapid și ok, funcționează. Dar avem și perioade în care avem, da, strategie, știm ce urmează, cum facem și așa mai departe. Uh-huh. Acum, pe viitor apropiat, am filmat deja două clipuri și nu știu dacă e și urbanist. Yeah. Și urbanist? Cred că da, că noi... Pe 6 trebuie să mă duc la urbanist. Așa, 6 iunie. Da. Bine, noi suntem mai încolo. Foarte tare. Acolo trebuie o pregătire, o chestie, yes. Că a fost locul în care foarte mulți au demonstrat sau pur și simplu au arătat niște chestii uluitoare față de contextul în care sunt. Ai, pentru mă refer la rime. Acolo mă duc să mă distrez, nu? Uh-huh. Ca să nu mai fiu îngrădit să când ce-mi vine mie. A, deci acolo e o chestie făcută ca coadă studiată. Să mă distrez, nu mă duc să fiu stresat acolo, să fiu presat. N-ai de ce, adică ar trebui să nu fii... Adică în momentul în care s-a deschis microfonul, acolo s-a terminat cu stresul, până acolo, cum te pregătești. E acolo, sunt ale mele, sunt bucățile mele, inventate de mine, nu trebuie să mă adaptez la nimic. Pot să mă duc cu rev liniștit, ca asta să caut, asta să cere acolo, în esență. Și auzisem la un moment dat în niște interviuri că vrei să-ți faci studioul tău. Mi-am făcut. Deci asta ce înseamnă vis-a-vis de colaborarea cu Relu? Nu are nicio legătură. Adică el e managerul tău sau cum se cheamă? Ca așa... Producător. Producător. Da, producător sau manager. Dar n-are nicio legătură. Am făcut studioul meu ca să am eu un spațiu unde să mă duc și să mai rezolv ce mai am de rezolvat. În afară de... Mi-am făcut studioul meu ca să fug de el, ca să mă tirez de el. În afară de Relu, care este artistul sau producătorul pe care îl admir cel mai mult de la noi? Ca și producători? Da.
odată. Și artist separat. CST, nu știu dacă eu spun, dar nu știu că, da. Așa. CST, unul dintre producătorii pe care respect mult, 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 mult. E bănesc din zona... Din zona noastră urban, da. Da, urban. Așa. Pârnii, la fel. Okay. Extraordinar, fantastic. Okay. Colaborare, ceva? Nu. Cu CST am lucrat niște chestii. Am lucrat cu Moga recent. Ia uzi! Am lucrat cu Marius Moga recent. Și cum ți s-a părut? Superb, am învățat niște lucruri care, la care n-am avut acces. Am învățat să-mi pun voci una peste alta așa și mi se pare frumos. Da, el e stăpânul vocilor și a producțiilor de voci. Și scoate din tine niște chestii pe care nu știai că le ai. Da, exact. Am și făcut ceva cu Moga, care a rămas. Abia aștept. Nu a rămas neapărat pentru mine, dar a rămas. Aha. Foarte frumos. Mi-a plăcut mult să lucrez și cu Moga. Încă n-am întâlnit foarte mulți producători, că n-a. Dar cam ăștia am momentan ai mei care îmi plac mie, de la noi, ca producători. Uh-huh. Uh-huh. Și artiști. Sunt foarte mândru, foarte mândru de Mario. Lately, de un an și un pic. Bine, mi se pare că foarte bine. În faptul că s-a dus rachetă, cât îmi place că a schimbat puțin. Mai e popul ăla de 15 ani de zile, același pop, care mie nu, oricum nu mi-a plăcut niciodată. A venit în coace, are puțin bounce, are puțin balans, parcă mă păcălești. Prima oară că m-a păcălit Mario, am zis, mamă, bravo, bravo. Păi și el tot așa a lucrat cu și a fost ajutat și a învățat și acum e pe cont propriu. Foarte frumos ce face, da, de respect bine. Mult. Și mi-a place super mult. E fresh, e nou, e așa. Uh-huh. E dansant, e plăcut. Renato, iarăși, ca producător, am uitat să zic bine că am să aminte, vai, Renato. Așa. Mamă, ce admir pe copil mult, tot timpul copii, are 19 ani. Ia uiți. Are 19 ani. Renato, ca producător, are hituri de când avea 16 ani. Eu la 16 ani... Nu făceam nimic, nu știam nimic despre nimic la 16 ani. Era al nimănui și nu știam nimic la 16 ani. Superb. Dacă vorbim de fresh, hai să ne întoarcem la piesa ta care are cât deja? 2 ani? Are 2 ani de când s-a lansat, Naja Nouă? Sau mai puțin? Nu cred că are 2 ani. Dar sună la fel de fresh și de specială. 2021. Ah, una jumătate așa. Da. Să faci ce ai. Da, tare. A fost... altceva, adică în momentul ăla toată lumea vorbea numai despre asta, muzical, nu... M-a luat și pe mine pe sus. A fost bine. Și acum mă topește, mă sparge, nu-mi vine să cred. Îi dăm? Da. Hare! Mă, n-am unde să fug, că mă vede țiganii. Mă, n-am unde să fug, că vrea ca să-mi ia banii. N-așa n-au, mamă, mamă, tu și ales, mamă, mamă. Eu nici am n-au, mamă, mamă. Tu jandezi, mamă, mamă. Running lights outside the city limits, cause we know the way we finna ride out. I've been doing shit for the money, power, and the fame through the night. I've been working, I've been sinning, I've been putting in overtime. Give a damn about nobody out here, nothing's out of line. Ayy, look, I got a whole lot of shit in the back, okay. If you wanna do something, beat it and come my way. Save me mama from the bad things, cause shawty finna miss me. I've been running game, now she looking at me like she really tryna kiss me. Mama, n-am unde să fug, că mă vede țigani. Mama, n-am unde să fug, că vrea ca să-mi ia bani. N-așa n-au, mamă, mamă, să janez, mamă, mamă. N-așa n-au, mamă, mamă, să janez, mamă, mamă. Ara sino come na che ne m'adoro, wey. Put in everybody on flow. I only for really talk about the dodo. Need to get all my money on Lolo. I ain't for really talk about the past. I be rapping, I be running out of gas. They asking about where I be, but I can't tell them there ain't no G. Say them hoes like you be bad, man, but that we really robbing. Call my own pony, her to save me from the goblins. If you got it, bring them to the crib and we can solve them. Yeah. Come, go see if it's a problem. Da bo bo bo. Să fug că mă vede țigani. Mamă, n-am unde să fug, că vrea ca să-mi ia banii. N-așa n-au, mamă, mamă, tu janez, mamă, mamă. Eu nici n-au, mamă, mamă, tu janez, mamă, mamă. Eu nici
Bine. Hai că începe să slac aici. Da, băi, am exersat cu ei puțin. Ce înseamnă că bănuiesc, te-a întrebat toată lumea, ce înseamnă piesa asta? Adică? Najanau, ce înseamnă? Ce înseamnă efectiv vorbele, Najanau, mamă? Najanau și... Najanau e simplu, înseamnă nu știu. Ah, Najanau și... Tejanau... Mamă, nu știu, tu știi, mamă. Ok. Ah, bine. Nu știam de exact dacă-s cuvinte inventate sau... Spunea și la mama, că... Na. Așa. Îi spuneam, vrei, eu nu știu, tu știi, mai zi-mi și mie, mai... Mai spune-mi, pom să iau. Ai simțit? De obicei copiii fug de sfaturile părinților, de acest guidance. Eu știu mai bine, eu știu ce vreau să fac. De obicei diferența asta între generații. Tu... Sau acum, cu mintea de acum te gândești că ai fi avut nevoie de mai multe... Mai multă direcție de la mama. Nu știu dacă neapărat. Așa e piesa, așa spune poetul. Da, exact. Ah, okay, bun, am înțeles. Deci nu e... Este ceva care, na, pentru noi... Zi, mamă, că eu nu știu, mamă. Așa mi-a venit să fie. Uh-huh. Ce să fac? Uh-huh. E reconfortant să vezi. Inclusiv noi te-am postat că a venit în perioada noi făceam... emisia și a venit Carmen care am văzut. Și-a dorit să cânte asta, de seama, adică între... Am mulțumit. Da, și asta e, toată lumea te posta, toată lumea vorbea. Da, mi s-a părut, wow, și cum să rămână încă o dată lor, poate nu a, care văd să rămână încă o dată lor pentru faptul că au cântat piesa, că au postat și așa mai departe. Mm-hmm. Mi se pare, în continuare, mi se pare wow. Nu mă așteptam să fie atât de plăcută. Adevărul că nici nu-i greu să spui asta, pentru că e foarte ciudat cu muzica la noi în perioada asta. Nu, adică nu mai ai nicio garanție pentru ce prinde sau nu. Înainte, parcă mai existau niște rețete. Și cu atât mai mult cu cât vii cu ceva atât de special. Adică poate fi orfeilor. 70% rap, practic. Da. Și nu mă așteptam. Da. Zic, bă, prind pe la partea asta, la o parte, la rapperi, un pic acolo și maxim... Eu am și zis, vorbeam cu sfătuitorul meu principal, un singur om. Și ce? Evident Connector, da? Nu. Tour managerul meu. Ah, ok, cu el, ok. Care mai discut așa foarte, foarte personal. Și zic, bă, dacă faci 100 de mii, eu. 100 eu, de? Păi da, trebuie să înțelegi de unde veneam, eu nu vin, eu nu eram dinainte acolo și zic scopie. Era primul meu proiect, primul meu lucru care l-am făcut, ăla a fost Najanau. Mhm. Și pentru mine 100.000 de views însemna... Sunt haladit 100%. Nu era 100.000 de views slab. Era 100.000 de views... Mamă, tâmbur rău. Aia ar fi însemnat pentru mine. Și ăsta zice, tu managerul meu, nu, faci 1.000.000. Crezi tu, eu. Crezi tu. Și când a făcut 7.000.000, mi-a zis, crezi tu. M-am gândit, mă rog. Care e cel mai neplăcut lucru... care a venit cu, hai să zicem, celebritatea pe care o ai de scurtă vreme, de care poate ești conștient sau nu, sau se manifestă în diferite forme. Ce mai neplăcut? A intrat în gura presei sau scris... Ce mai neplăcut lucru care a venit? Povești cu pești? Nu, că mi se pare că dacă nu vrei să intri, nu intri. Sincer să fiu. Am cât am? Ai și tu dreptate. Am ceva timp și nu e ca și cum mă feresc, sunt atent. Să afară la mine pe acolo, pe zonă, papuci, în bermude, cu părul deranjat. Mai mă cert pe acolo, când mai e, n-am nicio Dumnezeu. Eu sunt tot cine eram eu înainte. Nici nu vreau. A fost primul lucru care l-am zis, că mi-a zis mama. Mama mi-a zis când a văzut că a făcut, că cânta lumea Najanau, și mama zice, să nu mai ieși în papuci la poartă să cutare. Să mai mă duc la magazin cu magazinul care e la un minut de casa noastră. Să nu mai ieși în papuci în bermude la magazin cu tare. Mai că te-ai plecat din țară, nu? Da, dar era în casă pe ce ai, bre? Lasă-mă, pace, cum adică? Să nu mai ieși în papuci la magazin, dar ce? Toată lumea e oameni și eu sunt... Ce sunt? Cum să nu mai ieși în papuci la magazin? De ce? Că eu cânt cu vocea.
ce treabă are? Eu sunt, nu sunt... Dar la magazin au știut când a început să fie piesa ta difuzată? Păi la noi, că, și la noi, magazin? La noi, în zonă, cred că a fost prima zonă unde s-a cântat aia. Uh-huh. Și, dar mi-e așa impresia, că dacă nu vrei, nu intri. Da, adevărat. Da, și eu... Ce treabă am eu cu ei? Adică dacă te duci la evenimente, de exemplu, poți să nu faci nimic decât să te apuci să te întreabă oamenii ceva și tu răspunzi. Și în secunda, tu te-ai ales cu un titlu în ziar, că e suficient. Mie mi se întâmplă foarte des. Păi da, mă duc la film, nu fac nimic, mă duc la film. Și vin oamenii să-mi ia interviu și mă trezesc, păi mâine apare un titlu de cad pe spate. Eu am impresia că sunt coșmarul lor. Nu te duci, nu la zici, toți oamenii nu care vorbești. Vin, la toți oamenii care vin cu microfon să mă întrebe ceva, am impresia că sunt coșmarul lor. Secundă, stau și mă gândesc să le dau un răspuns care să n-aibă nicio valoare. Nu ai ce să scoți din mine. Da, să zic, dacă nu vrei... Da, da, normal. Da, să spun, dacă nu vrei, nu ajungi. Ah, înțeles. Dacă nu te deranjează anumite chestii, e foarte greu să intri într-un conflict sau să răspunzi cumva ca să poată să fie ceva negativ. Normal. Practic, nu se întâmplă rău când vine rău spre tine. Practic, rău se întâmplă în momentul când răspunzi într-un anume fel la el. Da, da, da. Da, mi se pare foarte cool că ești deja imun la chestia asta și că peste noi trebuie să treacă ani de titluri de alea, de tabloide și hate gratuit și nu știu ce, ca să devenim imuni. Tu știi din start cum stau lucrurile de aici până aici, știi ce ne interesează. Nu, eu nu... Chestia că eu n-am vrut să intru în lumea asta. Tu vrei să cânti, punct. Da, și atât. Mm-hmm. I-am spus și nu e cu indiferent. Că mergea cum merge sau dacă nu mergea cum merge, eu oricum aș fi cântat, că nu e ceva care e în controlul meu, nu pot să mă opresc. Mm-hmm. Spun cu toată inima, nu pot să mă opresc. Și reveni și la... De asta mai lumești așa de acasă, îți place să gătești? Mai am zile în care cânt mai bine, în care cânt mai prost, mai am zile în care cânt oribil, gunoi. Se întâmplă tuturor. Nu-mi place nici când mă aud. Nu tuturor, uite, de exemplu, Andra nu cred că are zile de... Mai sunt excepții. Da. Cine știe exerciții vocale și mai departe, da, eu dacă exercițiul meu vocal e cafeaua și alea patru țigări de dimineață. Așa. Hai să revenim la cafea la frigider. Îți place să gătești? Da. Ce gătești cel mai bine? Cel mai bine? Cred că feluri care au, da, cu carne de pui, carne de pui, orice cu care are carne de pui, că e paste, că e doar carne de pui, că e prăgătar, că e în mâncare de cartofi, că e, nu contează. Ce e cu pui, fantastic, superb, am cel mai bun pui, 100%. Uh-huh. În lumea mea, cel puțin, nu există niciun om care face pui mai bine ca mine. Ok, pui cu sos roșu vreau, picant, se rezolvă? Bine. Ce ai lăsat în frigider înainte să pleci de acasă? Ce aveai în frigider? Azi? Da. Nimica. Nimic? Nimic? Nimic, da. Trebuie să te duci la cumpărături de aici. Dar nu prea stai pe acasă, mai mult la studio. Ba, mai stau și pe acasă, dar nu îmi place să am neapărat frigiderul plin. Adică să avem, dacă mi-am făcut o mâncărică, să mai avem gaz mâine. Na, nu știu, nu, să strică, să... Hai știu, dacă... Că eu am impresia că următoarele 4 zile am liber, dar poate să întâmple ceva acum, în următoarea oră, care mi ocupă toate următoarele 4 zile. Și m-am umplut frigiderul degeaba, să strică mâncare. Da. Ia uite, om cumpătat, rațional, rămânem cu gândul la o porție de pui cu sos roșu picant și cu o vizită pe la voi, pe la studio, și cu Relu, trebuie să mă văd de 100 de minute. De când a fost el la, și el la emisiune și uite așa trece vremea și... Nu... Și el ce face de mâncare? Eu nu știu ce face de mâncare, dar a rămas că facem o piesă. Așa, înainte să cântăm... Că tot acolo ajungem, la muzică, așa cum am zis. Vreau să te întreb dacă ar fi să trăiești situația asta faină pe care trăiești acum în America și ai avea ocazia acolo să faci o colaborare, cine ar fi acel The One and Only al tău la ora asta? N-am cum. Sunt mai mulți care îmi plac, dar n-am. Trei. Trebuie să fie obligatoriu Kendrick Lamar. Trei. Trei? A, Kendrick Lamar, gata, ai zis, Kendrick Lamar. L-ai văzut trei, în concert? Spune-mi trei. Mi-am luat acum să merg la sfârșitul lui iunie, prima oară când îl văd. Am reale emoții. E în Europa, nu? Da, vine la în Olanda. So cool, bravo. E prima oară când îl văd și îl iubesc de 14 ani. Nu faci cum am făcut și când am văzut, eu cu country, cu de-astea, când am văzut-o pe Shania Twain, jumătate de concert am plâns, nu mai țin minte nimic, că eram... Mi-asum, că plâng. Aie, ce să facem? Aie, prima oară când îl văd. Abia aștept. Foarte tare. Am reale emoții.
puternice rău. Mă bucur mult pentru tine. Să rămână. Țin pumnii. Să ai spor și inspirație și să... Distracție plăcută. Să fie bine. Exact. Yeah. Să ne distrăm, să uităm, să ne distrăm. Să ne mai distrăm. Mama mea e florăreasă, se scoală de dimineață, ia cușul și pleacă în piață, când e somnul condulcează. Dar mama mea vine la lele, ta-re-ra-ta-re-ra-ta, pentru zururile mele. Vinde mama ghiocei pentru frățiorii mei. Mama mea, sărmană, da, ce-aveți voi cu mama mea? Ea nu fură, nu cerșește, mama, ca și voi trăiește. Mama mea, sărmană, ce-aveți voi cu mama mea? Ea nu fură, nu cerșește, mama, ca și voi trăiește. Dar întreabă un milician, plutonierul Roșcova, cât ai țiga în covare, ai alege și matale. Dar ia garoafa trandafirul, taratarata, și ce-i dă țiga în gafir, fiindcă ești un milician, nu-ți ia mama niciun ban. Mama mea, sărmană, da, ce-aveți voi cu mama mea? Ea nu fură, nu cerșește, mama, ca și voi trăiește. Mama mea, sărmană, ce-aveți voi cu mama mea? Ea nu fură, nu cerșește, mama, ca și voi trăiește. Da, 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 da. Țigancu, ești arestată, tarantarantarantarantar. Pui-ți florile scump în piață, dar zincolo stai la zdup, că pui-ți florile prea scump. Onolat în tribunal, au, 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 eu vă florile legal. Gram la nimeni. Mama mea, sărmana, ce-aveți voi cu mama mea? Ea nu fură, nu cerșește, mama, ca și voi trăiește. Mama mea, sărmana, ce-aveți voi cu mama mea? Ea nu fură, nu cerșește, mama, ca și voi trăiește. Am tare-ra, tare-ra, să rămână mult, să rămână, pe bune să rămână, să rămână mult. Vine, 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 vine.